Ați aflat dacă sunteți din domeniu sau foarte pasionat sau poate sunteți părinți de copii la fotbal. Dar pentru toți ceilalți avem de anunțat un lucru spectaculos pentru noi românii îndrăgostiți de sportul rege. Campionatul european Under 21 se ține anul acesta în România și în Georgia. Am adus trofeul în platou, vin să ne prezinte trofeul alături de Ramona noastră, bineînțeles, care va fi oprită pentru VAR și deliberare. Vin să ne prezinte programul, proiectul și trofeul Marius Nicolae și Roni, mascota naționalei noastre. Mă rog. Stadionul din Ghencea. Se joacă la Ghencea, bun. Și pe arena din Giulești. A, minunat. Hai că nu e așa greu să le umplem. Ar fi tare să avem mulți. Da, e un proiect în care avem încredere și sperăm să dobărâm acel record din 2019. Tinerii ne-au dat ultimele bucurii în domeniu și mi-aduc aminte că am ratat o filmare la un spot TV pentru că am stat pe telefon într-o mașină să văd meciul până la final. A fost foarte tare și le mulțumim pentru treaba asta. Bun, dar aia mici acum sunt mari. Da. Pe Florinel atunci l-am văzut și noi de adevăratelea. Voi probabil știați de mult. Da. Și acum uite că e unul din cei mai buni jucători de la seniori. Da, asta sperăm și de la cei de la Under 21, pentru că este o competiție europeană unde întâlnești cele mai puternice echipe și cei mai buni jucători. Practic din lume, dacă sunt europeni, sunt cam și din lume. Cam și din lume, da. Și obiectivul nostru principal este echipa mare, bineînțeles, dar această competiție, cum ai bine zis, un jucător ca Florinel Coman, Ianis Hagi, Cicăldău și așa mai departe, foarte mulți jucători, au promovat Așa și-au făcut treaba. Bine, ei au început mult mai devreme. Se joacă, am înțeles, la București și la Cluj, dar cu cine jucăm prima dată? Prima dată, cel mai greu adversar din grupă pe care îl avem, Spania. Asta e norocul nostru, dar poate na, fiind la început, reușim. Eu zic că în deschidere, noi tot timpul, echipa națională, statistica spune că am avut rezultate bune. Bun. Despre Georgia am aflat de la Asia Express, a fost una din cele mai grele etape, din mai multe puncte de vedere, e răcorică la ei. Dacă nu știți să găsiți Georgia, ei sunt peste apă de noi, foarte aproape sau departe, depinde cum privim. Finala trebuie să fie undeva în vară, bănuiesc. Da. Deci suntem destul de comasați cu toată treaba asta. Finala, din păcate, se ține la Georgia, în Georgia, dar o semifinală se va ține în România. Da. Păi sunt două grupe în România, cum am zis. Iar o semifinală se joacă în România, cealaltă semifinală se joacă în Georgia. Iar finala în Georgia. În afară de echipa României cu care ținem cu toții, hai să zicem că nu joacă România, glumesc. Hai să facem, după sufletul tău, pe cine vezi acolo sus? Două, trei echipe de urmărit. Eu sunt mai apropiat de echipa națională a Portugalii, pentru că am și jucat acolo 4 ani. Este antrenor, un fost coleg de-al meu, pe care l-am avut la Sporting Lisabona, lui George. Da. Și cu ei țin ca a doua echipă. Deci de urmărit Portugalia. Portugalia, da, o echipă foarte bună, cu jucători foarte interesanți. Și noi stăm foarte bine, mai ales pe declarații. Ne plac foștii jucători care acum sunt antrenori și au discurs, ai văzut, numai ca pe vremuri. Ne place foarte mult. Marius, pentru că am mare încredere în mâna ta și noi mai vorbim la restaurant despre fotbal, trebuie să spun că ne-ai prins fix, întâmplător. Suntem într-o zi de selecție pentru over 40, facem echipe over 40. Da. Vrem să ne calificăm și noi naționala. Echipa de tinerețe, echipa de bătrânet. Da. Există amatori. Există amatori peste 35. Da. Am câțiva potențiali jucători. Aici de la Metalul și Ramona. Pe Ramona 74 care a promovat în divizia B, se știe, da? Pe 74 Bârlad. Fepa 74 Bârlad. Eu sunt la Under 20. Hey. Oh. Under? Scuze, dacă voi sunteți la over, eu sunt chiar la Under. Stă prosperu azi, nu? Da. Că ești stalker din eu. Da, deci. Oțelul e viața mea, cea mai tare din Carpați este Oțelul și Galați. Și suntem și na. Avem Galați, da. Bârlad. Că atât s-a putut astăzi. Trepa Bârlad, știe Marius? Da, mă, știu. Reșița. Da. Metalul, mă, nouă promovată. Poate se uită Gardoș, că luni am avut treabă și zice: bă, ce stadion fain aveți, am fost și eu pe la voi odată, pe acolo.
Zice, undeva așa sub un deal. Bă, stai cu minte că ai umbră naturală. Da, da, da. Și Ramona, care dă foarte bine cu ambele picioare, am uitat să spun. Roni ne va asista. Zice, nu, cum? Ce-i campioana României? Cum? Avem aici. Da, nu, e departe de... Unirea Urzice. Fer mai departe de Urzice. Pe Călăraș, pe Dunărea, Călăraș. Dunărea, Călăraș, prietenul meu. Iată. Așa că vă invit pe toți să mergem la, în zona de joc, în frunte cu Roni. Da, până mergem acolo, dăm voie să fac o povestire. Ramona, ia-l pe Roni și coborâți. Dăm voie să fac o povestire. I-am spus la Cluj lui Marius că ne-am întâlnit acolo. Acum niște ani am fost la Lisabona. Și de la Lisabona am vrut să mă duc la Sintra, unde a fost și Florin în vara asta. Și m-am urcat în taxi. Unde ești, Florine, să zici? Aici. M-am urcat în taxi. M-a întrebat ăla de unde sunt. Am zis că sunt din România. A zis, mamă, România, Marius Nicolae, săgeată, ce jucător ăla. Mare foarte fan Sporting Lisabon. Și mi-a povestit și mi-a zis și cum a făcut și cum a adres și cu Jardel, cu care s-a luptat acum ăla. Și cu Ronaldo și cu băieții și ce fain a fost și ce caracter. Zic, mamă, să vezi că îmi face asta o surpriză. Și mă duce gratis. 300 de euro mi-a cerut. A zis, Marius, ești dator 300 de euro. Da, dar ai auzit povești. Da, am auzit. Hai să încercăm. Vă rog fiecare să vă puneți o minge pe copeta din față. Și Roni. Ia Răzvan, Roz, că ești pe Roz. Roni vă ajută doar. I-a dat-o, Roz. Puneți-vă câte o minge pe copeta din față. Vă reamintesc punctajul. La Vinglu, aici unde fac dragoste pe Angenii, ca să înțeleagă și Marius, că nu înțelege limbajul tehnic. La Vinglu avem 1000 de puncte. În mijloc, doar 100, dreapta și stânga jos, la firul ierbii, doar 500. Hai să vedem. Să-l întrebăm, ai mai jucat? Adică ești obișnuit? Ești familiarizat cu ideea? Da? Toată lumea este obligată să dea. O să înceapă Florin, că e cel mai apropiat, ca să se poată retrage. Păi e under, de-aia. Da, e. 100! 100! Bun, Răzvan? Eu o să o șpițez. Evident. Te-a văzut Emil Săndoi la asta, s-ar putea să... Când eram la Sporting. Mulțumim, o să fie antrenorul cu pările. Și-a venit în Beloni și... Da. Marius, dacă ești încălțat total nepotrivit, te rog să dai. Jos 500, sus 1000. Încerc la... mai ușor. A dat-o pe suprafe, mai avem o șansă, da. Ramona? Să stăgați. Cu vederea soției, toți prietenii tăi cu care ai fost... cu care ai promovat în ligă. Pe dedesubt n-a fost. Mulțumim, Ramona. Stați puțin, ne-au sunat de la federație. Da, da, da. Da, o să o ținem închisă 3 luni, da? Da, până trece. Că am mai dezlegat o dată și s-a dus național. Da, vorbești, că în 2019... Da, păi ea ne-a adus. Bumbuială direct. Ea ne-a adus. Dar 3 a fost. Dă Bârladu. Radu Stângaciu. Dacă vă lovesc pe dumneavoastră, câte puncte iau. Nici o problemă. Bă, cel mai aproape a fost domnul Papuci, practic. Care cel mai aproape m-a marcat eu? Încă o rundă. Eu. Bine, mă, gala. Tur, retur. Hai să vedem. Eu te dau cu dreptul, știi de ce? De ce dai cu dreptul, Florin? Poftim? Hai, băiatul îmbrăcat de golf. De mini-golf. 500 Răzvan. Practic, a trecut la conducere Răzvan. Păi adevărat că a venit Nealoții Beloni și l-a pus pe Ronaldo cu tine în cameră, că tu erai cel mai cuminte din... Da. În ce an s-a întâmplat? 2002. S-a prescris cumințenia lui Marius. Mergem mai departe, te rog. 500 și Marius! Mergem la Adi, la Hepa, la Bucurobor, să sărbătorim. Și Radu, ai o șansă dacă dai 500 sau 1000? Te-a sunat Petrache de la rugby. A zis că ți-așteaptă sâmbătă. Tot cu Georgia. O supărare. Mulțumim, dragii mei. Marius, te anunț că ai de jucat barajul de seară cu Răzvan.
Avem și degustare la cârciumă, dacă vrei. Roni, mulțumim că ai venit. Hai mă, pune să dea, că poate ne zăpăcește pe tot. Dă și tu cu mingea, Roni, timp în care eu mă pregătesc să dau legătura mai departe. Nu uitați, trofeul se mută la Bacău în weekend și la Buzău. Aproape 500, Roni, dar el are și cu urechile. Ne să facem schimb de tricouri. Să ne vedem cu bine și le ținem pumnii băieților care bănesc că sunt într-o mică tensiune acum și se pregătesc. Să ne vedem cu bine.